Se spune că undeva într-o pădure a apărut dintr-o dată o clădire ciudată și foarte mulți oameni s-au dus în această clădire și nu s-au mai întors niciodată. Ei bine, astăzi ne jucăm Splendid Party Halls, o zonă de petrecere din ce am înțeles, o zonă care a apărut fără nicio altă explicație, nimeni nu știe de ce a apărut, vedeți că suntem exact în pădure și această clădire este aici. Așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Și hai să vedem care-i faza și de ce a apărut asta mai exact. Are un mic intro joculețul acesta. O pădure obișnuită. Într-o zi, Splendid Party Halls a apărut și nimeni nu știe de ce. Oamenii au început să viziteze și toată lumea era bucuroasă pentru că era o zonă de petrecere. Dar, la un moment dat, clădirea a fost abandonată și așteaptă vizitatori noi. Totuși e foarte ciudat, adică ești într-o pădure, n-ar trebui să fie absolut nimic aici decât copaci, natură și dintr-o dată apare dita mai clădirea de petrecere, cică. Și avem și creatura asta ciudată, se numește Splendy și da... Deci fiți atenți, vreau ca fiecare dintre voi să apese pe butonașul de like în momentul în care eu intru pe ușa acestei clădiri. Pentru că nu știu ce se va întâmpla și am nevoie de ajutorul vostru, ok? Așa că hai să vedem. Voi număra până la 3, la 3 intrăm pe ușă și toată lumea apasă pe butonașul de like. 1, 2, 3 și like! Sper că ați apăsat acolo pe acel butonaj de like. Bă, la o primă vedere arată drăguț. Nicio, nimic anormal aici, adică... Okay, ușa asta este închisă. Maintenance tunnels, nu știu exact dacă ar trebui să merg acolo sau nu. Aici ar fi trebuit să fie cineva la recepție, dar văd că nu mai e nimeni. Locul a fost abandonat, după cum știți. Hai să mergem să vedem care e șmecheria cu această clădire. De ce a apărut ea așa din senin și... Da, poate primim ceva detalii, indicii despre ce s-a întâmplat aici cu adevărat. Gata, am ajuns. Welcome. Frumos, loading dock, storage area. Nu ne interesează foarte mult, dar bănuiesc că n-ai pe unde. Că pe aici e întuneric. E prea întuneric, nu pot să merg pe acolo. Ok. Mergem pe aici, nicio problemă. Ia să vedem noi. O, se pare că e stricat mecanismul. Locul ăsta nu e atât de bine întreținut. Mă gândesc că nu e atât de bine întreținut. Dar pe unde trebuie să mergi? Ah, ok. S-au aprins luminile aici. Păi, foarte creepy locul ăsta. E foarte creepy așa să te uiți la un loc abandonat, știi? Pentru că a fost abandonat locul acesta. Ia uite-l! Ia uite-l pe ăsta! Alo, băiatul! Unde te-ai dus? Ok. A dat cu confeti. Ok, deci ăsta o să apară random pe aici și o să încerce să ne sperie, probabil. Bine, și noi foarte curioși de am venit aici la el, dar... Na, o bucătărie. Aici, în mod normal, era pur și simplu o zonă de petrecere, adică probabil îți închiriai această zonă ca un fel de... cum era la FNAF. Că vedeți că sunt foarte, foarte multe scaune de o petrecere cu prietenii tăi, dar totuși, în mijlocul pădurii, în pustietate a apărut random chestia asta. N-a construit-o nimeni. Pur și simplu ea a apărut. Deci e foarte, foarte creepy. O zonă de pădure falsă? Asta e foarte ciudat. Ok, hai să nu mergem acolo, zic. Hai să nu mergem acolo pentru că, da, uite acolo în față e ceva. Entertainment venues. Uite mă. E ceva aici. O statuie cu el. Looks like I can't go this way. Deci nu pot să merg pe aici. Pentru că am nevoie de 1 și 2. Nu știu ce sunt astea, dar am nevoie de ele ca să pot să ajung mai departe. Hei, salut! Ia uite-mă că e prietenos! Bine ai venit la petrecere! Nu a venit nimeni aici de foarte mult timp, așa că mă bucur că ai ajuns. Ok, m-ai speria puțin. Am să-i răspund. Și în funcție de ce răspunzi, se schimbă povestea și îți primește alt ending. Îmi pare rău, n-am putut să mă abțin. Uite, ia de aici niște ciocolată. Este incredibilă. Oh my god. Accept?
Am acceptat ciocolata. Nu știu dacă nu acceptam ce se întâmpla. Am văzut că ai încercat să te duci în direcția respectivă și ai nevoie de 3 chestii pentru a le folosi drept chei. Ok, dar Play with Splendor sau go home? Play with Splendor, că până la urmă n-ai ce să faci. Sau bănuiesc că poți să treci acasă, dar ok, să mă joc cu tine. Am condus 2 ore să ajung aici, așa că splendid! Alege un joc pe care tu ai vrea să-l joci. Sigur. Și e interesant că el se teleportează. Foarte similar cu Slenderman. Adică dintr-o dată se bruiază imaginea și el e în altă parte, dar te poate teleporta chiar și pe tine. Ceea ce, da, e un pic creepy. Bă, ce se întâmplă? Alo? Alo, bună ziua? Ce-a fost asta? Uleu! Ok, ok. Urcă repede pe asta. Pe asta? Bă! Ouleu! Voi vedeți ce e acolo? Voi vedeți ce e acolo? S-a suit și el pe una dintre ele. Ok. Se încarcă. Băi, e ciudat jocul. E foarte ciudat cum e făcut. Pentru că într-un joc normal de ăsta de te sperie, mergi pe undeva, îți apare ceva în față, te sperie. Aici, caracterul acesta e prietenos aparent și asta e ciudat. Pentru că de obicei nu sunt prietenoși. De ce trebuie să ne jucăm jocul ăsta? Uite, ăla sunt eu. Salutare! Bine ați venit la Beam Room! Ok, pentru a câștiga, trebuie să răspundeți la niște puzzle-uri vizuale. Fiecare secundă vă va retrage suportul pe care stați. Ah, ok, deci asta va intra în perete dacă nu răspundem corect. Sau dacă durează foarte mult timp ca noi să răspundem la întrebare. Nu-mi place asta, Splendy. De ce trebuie să ne jucăm? E prea târziu. Trebuie să ne jucăm acum obligatoriu, n-avem ce să facem. Tu ai zis să ne jucăm ăsta, nici n-am vrut. Ok. Această întrebare este pentru Slenderman. Slenderman, adică Slenderman? Ok, ce este reprezentat în imagine și arată o săgeată către un măr? Un măr care zâmbește? Nu e corect, uite, se retrage chestia asta a lui, vedeți? A zis wall decoration și a fost corect și a rămas acolo. Pe bune? Asta este destul de dificil. Nu e dificil deloc. Această întrebare este pentru... Ce este reprezentat în poza de acolo? E gura lui? Nu. E... Cred că ăsta e. Corect? Nu! Și-am picat. Și era corect! Ok, am răspuns de data asta corect. Bun, vine înapoi ăsta într-un final. Doamne ajută! Doamne, ce joc e ăsta? Cine s-ar juca așa ceva, frate? Pe bune, cine a făcut jocul ăsta? Aici ar fi trebuit să fie ceva de distracție, niciun caz asta. Ok, nu știu ce se întâmplă în camera aia. Îmi pare rău despre camera asta. Nu știam că sistemul va fi gliciuit. Da, nu mă interesează, vreau să plec acasă. Vreau să plec acasă. Și pentru că a supraviețuit, aparent am primit asta. A, deci e încă o chestie de asta pentru a putea ajunge mai departe. Asta e destul de folositor pentru noi, pentru că o să mai avem nevoie de una singură pentru a putea ajunge aici. Punem ăsta aici. Și acum ultimul glow key e probabil ascuns undeva pe aici. Am văzut un air vent. Ar trebui să verific acolo. Un air vent. Ok. Poate pe aici prin zonă? Ar trebui să fie? Adică trebuie să stai să cauți. Uite, air vent. Ah, deci avem nevoie de șurubelniță sau ceva tool pentru a putea deschide acest vent. Stai să căutăm pe aici să vedem care-i treaba. Ok. Ah, utility closet. Ia uite bă. Exact când ziceam că ne trebuie ceva tool, am luat această rangă și avem aici un laptop. Ok. Să mergem la acel vent, să văd unde era. Parcă era aici, dacă nu mă înșel. Da. Ok. Folosim ranga, am primit ăsta. Și acum putem să deschidem zona următoare. Interesant jocul prin simplu fapt că e diferit. Pentru că sunt foarte multe jocuri în care v-am spus, încearcă să te sperie, pe când în ăsta nu încearcă să te sperie. Oarecum încearcă să-ți fie prieten, dar
tu nu știi încă dacă ar trebui să ai încredere în el sau nu. Asta e chestia dubioasă la caracterul ăsta. Până îți deschide ușa aceea, am să mai verific puțin pe aici. Private party room? E o zonă de petrecere privată. Că dacă nu vrei să stai cu toată lumea acolo, îți dai o petrecere privată aici. Kitchen n-am văzut. Ok, vreau să văd dacă mai e ceva ascuns. Ok. Bun. Ia uite, o statuie cu el aici. Deci asta era mascota principală a locului, cum e, de exemplu, Freddy Fazbear. Doar că aici este Splendy. Pentru că asta nu ne putem juca, dar oricum sunt niște ciudățenii aici. Ce sunt astea? Ok, mi-arată o săgeată. Ce e asta? Mă întreb ce e pe acest stick. E un stick de memorie. Trebuie să-l folosim la laptop. Dacă am avea un laptop. Păi avem un laptop. Uite, v-am zis că se teleportează la fel ca Slenderman. O să mă întorc imediat. O să-mi dai un moment, te rog. Vreau să mă mai plim puțin pe aici. Sigur că da, pot să aștept. Ok, use the laptop. El vrea să ne jucăm în continuare, dar eu vreau să văd ce e pe stick-ul ăsta. Că tare cred că e ceva neregul aici. De fapt, nu că e ceva, sigur e ceva neregul aici. Da, întrebarea e unde, uite aici, atelier closet. Ok, folosește stick-ul. Ok. Hai să vedem ce e pe el. Ceva informații despre locul ăsta sau ce s-a întâmplat aici mai exact? Pentru că e clar că au venit oameni și nu s-au mai întors înapoi. Important. Vreau să văd ăla. Nu vreau să cred, dar jocul Picnic cu Splendy, un joc VR, ceva e în regulă cu el. Jocul e băguit și corupt. Dacă ți se oferă, nu te juca așa ceva. Oamenii ar trebui să se oprească din venit aici. Locul ăsta nu e ce pare. Ok. Single file, a text. Deci atâta era. Doar un simplu text. Ce vrei să vezi aici? Nimic. Pleacă. Ok. Hai să ne întoarcem la domnul Splendy și să vedem dacă are vreun joc nou pentru noi. Cel mai probabil să ne pună să ne jucăm acest joc cu Picnic în VR, pentru că asta scria în fișierul acela text. Bine ai venit. Ce ai făcut? Nimic, doar m-am plimbat pe aici, ce să fac? Adică am explorat zona. Chiar așa? Da, am mințit sau zic nimic? Da, așa este, promit, n-am făcut nimic rău. Ok? N-am făcut nimic rău. Ok, bine, te cred. Oh my god, ne teleportează peste tot. Alege ceva ce-ți place. Roller coaster cu Splendy, dar are eroare, deci nu merge. Asta este... Uite-l pe Slenderman! Bă, de ce are legătură cu Slenderman? Sunt frați! Interesant. Și nici asta nu merge, din păcate. Și l-avem aici pe Picnic cu Splendy, care, bineînțeles că ăsta funcționează, dar în fișierul acela scria că n-ar trebui să-l jucăm. Că ceva e în regulă. Aici avem VR-ul. Și ai încredere când spun, o să te simți ca și cum ai fost teleportat în altă lume. Bă, noi ne-am mai jucat jocuri în VR, știm cum e, dar acum avem și un costum. Bun, hai să luăm acest set de VR și să intrăm într-o nouă lume, cică. Ce lume? Nu știu. Ok. Unde suntem aici? Deci n-am voie să merg încolo, e perete invizibil, dar cred că e ceva acolo, că se vede așa puțin. Hei, vino încoace! E el aici. Uitați-vă cum îi face căpăsână. Doamne ferește! Îți mulțumesc că ai venit! Mă gândeam că n-ai să vii la Picnic. Ok, nu zic nimic. Nu zic nimic. Ai adus ceva de mâncare? Îmi pare rău despre jocul cu Beam Room. Dar ți-am zis, locul ăsta are nevoie de o grămadă de mentenanță și nu mă descurc să fac totul de unul singur. Unde sunt frații tăi? Unde-i Slenderman și toți ceilalți? E frumos afară, nu-i așa? E mereu aici. Atât de frumos. Asta este plăcut. Time limit expired. Remove headset. What? Am scos casca VR? Bă, am revenit în același loc. Cred că de asta ziceau ăștia că e băguit jocul și cred că acum suntem blocați în lumea asta.
Nu știu ce să zic. Bug detected, quitting game. S-a blocat jocul. Alo? Bă, sper că nu dă crash sau ceva. Efectiv mi s-a blocat jocul, nu mai pot să mă uit stânga, nu mai pot să mă uit dreapta. Opa. Ok. Da, nu mi-a plăcut jocul ăsta deloc. Să pui costul înapoi. Poftim. Nu mi-a plăcut jocul ăsta deloc. Oribil. Oribil. Cum a fost jocul? A fost ciudat. Ce e de făcut acum? Ok. Ai o grămadă de locuri pe aici. Mamă, ce chestie. O grămadă de locuri pe aici, dar ce putem să facem? Să mergem la laser tag, să ne dăm cu skate-urile. De ce nu te gândești la ceva ce am face? Da, păi arcade-urile nu mai funcționează de 4 ani încoace. Laser tag-ul e și el oprit. Nu-mi place să mă dau cu rolele și... Na. Tu ai construit locul ăsta sau cum a apărut el? Că e ciudat, a apărut în pădure, random. Nu, eu l-am construit. În urmă cu foarte mult timp, oamenii dintr-o bază militară americană au făcut chestia asta. Ok. Slendy nu a fost capturat și nu au reușit să-l bage aici. Și bănuiesc că știi unde e. Deci se referă la Slenderman. Deci l-au băgat aici. Și sunt ca niște extraterestri să înțeleg? Adică... Și toată chestia asta a fost făcută de americani. Mi s-a spus că n-am voie să plec din acest loc sub nicio circumstanță. Ok, deci zic că au ceva ce e capabil să distrugă un Slender. Adică o creatură ca el. Și atunci, dacă va ieși de aici vreodată, îl vor distruge. Așa că a rămas aici, pe vecie. Totuși e ciudat că au dispărut atâția oameni de aici. Dacă ai nevoie de orice, nu ezita să-mi spui. Să-mi spui unde. Ok. Sunt confuz, nu știu ce ar trebui să fac acum. Laser tag, ia stai să văd. Merge? Da, nu merge, după cum a zis și el, sunt stricate toate chestiile astea pe aici, adică am uitat pe el acolo. Ia, stai că vreau să mă uit puțin pe aici, înainte să mergem să vorbim cu el. Vreau să văd ce e de văzut. E un loc de joacă, efectiv un loc de joacă. Ia uitați-vă. Sincer să fiu, m-aș da pe topoganul ăsta, bum, direct aici. Ar fi destul de șmecher. Ăsta arată ca în Garten of Banban, locul ăsta de joacă. Iar aici, un loc de joacă de ăsta care poți să sari. Dar nu te poți da în ele. Pentru că sunt stricate, cică. Ok, hai să mergem să vorbim cu el. Că sincer să fiu, aș vrea să plec. N-ai ce să faci aici. Nu ai ce să faci. Și e ciudat jocul ăsta că v-am explicat. E un Slenderman prietenos. Ceea ce e ciudat. Adică te-ai aștepta să vină să te prindă sau să te fugărească sau ceva. Vreau să mă duc acasă. Hai să încercăm. Să vedem. Ce faci acolo? Nu-mi zic că asta e ieșirea de urgență pe care am văzut-o. Ba da. Acum așteptăm. Oh my god. Ba da, chiar asta e ieșirea de urgență. Fiți atenți că se deschide. Ok, asta e ciudat rău de tot, adică știi că ai lift normal și ieșire normală. Nu știu de ce trebuia să ies pe ieșirea de urgență, dar ok. Da. Totul e absolut absolut normal aici, nimic ciudat. Adică a venit un fel de lift ciudățel. Ne-am distrat, nu-i așa? Da. Aici depinde foarte mult ce răspunzi. Pentru că uite, posibil dacă tu răspunzi că nu ne-am distrat, să vină să te facă praf. Nu știu, deci există posibilitatea aceasta, ceea ce e interesant. Se pare că a dispărut. Păi măcar plecăm de aici. E foarte ciudat locul ăsta. E foarte, foarte ciudat. Adică gen... Nu știu, doar mie mi se par creepy locurile astea de joacă și de petrecere care s-a abandonate și s-a întâmplat ceva aici și nu știi ce. Adică e și un lift aici ciudat. Ce sunt arcurile astea? Și arată pe dedesubt, aparent. Ok. Pus un butonul. Hai să plecăm.
Pa, la revedere, nu mai vreau să rămân aici nici măcar o secundă, bă. Bă, mergi cam repede liftul ăsta, nu vi se pare? Alo? Alo? Ei, hai să nu stăm acolo, că văd că nu are ușă și da. Mă, ce zici că cu 100 de km la oră? Atenție! Liftul merge cu viteză prea mare. Stai pe spate și întinde-te pe jos. Atenție! Ok. Și ăsta a fost unul dintre endinguri. Interesant și ciudat în același timp, dar știi ce? Aș vrea să încerc o chestie, pentru că sunt 10 endinguri sau ceva de genul ăsta. Dar vreau să văd ce s-ar întâmpla dacă în momentul în care ne întâlnim cu Splendy, îi spunem că vrem să plecăm acasă. Bă, eu vreau să plec acasă, nu mai vreau să stau aici. Ce s-ar întâmpla? Asta sunt foarte curios. Așa că hai să facem chiar acest lucru. Am pus-o aici pe lift și hai să ne întâlnim cu el. Vrei niște ciocolată? Îi zic că nu vreau. Nu vreau. Decline. Nu mulțumesc. Nu-mi trebuie. Ah, e ok. Am văzut că ai încercat să mergi în direcția asta. Ai să ai nevoie de 3 chei. Ok. N-am nevoie de nicio cheie pentru că vreau să plec. Vreau să plec chiar în acest moment. Go home. Uite, ai opțiunea de go home. Mă bucur să te văd, dar... vreau să plec. Ok? Să te întorci când o să poți. Sigur, sigur nu mă mai întorc. Asta cu siguranță. Așa. Am intrat în lift și vine după mine. Și m-am trezit acasă. Ce s-a întâmplat? M-a teleportat aici? Aparent și... de ce am posterele astea pe perete? Am și o jucărie cu caracterul acesta. Aparent, asta a fost. M-a adus el acasă, bazat pe Splendorman, creat de băiatul ăsta. Dar nici nu știam de existența fraților lui Slenderman. Habar n-aveam. Ăsta a fost jocul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!